vreau să-i mulțumesc părintele profesor Constantin Neculat. Acum sunt gelos de dumneavoastră că am lipsit o oră și ceva. Am fost la Haiducii Dobrogeștiția și acolo este o conferință, am făcut parastas, am cântat imnul, am ținut un cuvânt, dar îmi pare bine că am prins această parte a doua, atât de interesantă, cu atâtea întrebări. Părintele profesor are această priză pe care a dobândit-o prin pregătirea deosebită, prin credință și printr-un dialog susținut cu oamenii de toate vârstele care prin această stare de dialog au întâlnit cu toți. De aceea îi mulțumesc de suflet și sperăm să-l reavem în mijlocul nostru, efectiv, și pentru mine a fost o încântare, o mare bucurie și de aceea îi doresc să nu obosească, să nu se plictisească niciodată, să meargă mai departe, pentru că este talentul însuși lăsat de Dumnezeu și iată pe experiența unui om care are și o familie, răspunde la toate întrebările și mi-a plăcut că simte și viața călugărească, și viața de familie, și pe cei ce caută, și pe cei ce nu se regăsesc. Vă suntem foarte recunoscători, de o mare mulțumire, transmiteți în altă Sfințitului Mitropolit Laurențiu și o să-și sun personal că misiunea pe care o faceți este o misiune atât de necesară și pentru noi toți este o hrană spirituală. Mulțumim și prea fericitului că știu că și sub conducerea prea fericitului se fac toate aceste conferințe în toate parhiile noastre și iată, cu cât dăruiți mai mult, cu atât vă îmbogățiți mai mult. Vă dorim ca bogăția să vă sporească, ca să sporească și zestrea ascultătorilor, acelor cu care intrați în dialog. Este misiunea Bisericii cea mai vie, cea mai actuală și cea mai eficientă și este o pildă frumoasă. A fost vorba de spovedania preoților. Sunt datori, am spovedit și în postul Crăciunului. Săptămâna aceasta îi voi spovedi pe toți. De aceea, cine a pus întrebarea aceasta nu știe, că ei nu spun când se spovedesc și cât de des. Dar vă asigur că se spovedesc. Eu spovedesc toți preoții și călugări. Ca în această seară, această frumoasă conferință, aceste frumoase cuvinte pe care părintele profesor Constantin Neculă ni le-a transmis, au avut loc în mijlocul bisericii noastre. În mijlocul bisericii noastre, biserica închinată în cinstea Maicii Domnului. Mulțumim părintele profesor pentru frumoasele cuvinte de învățătură. Mulțumim părintele consilier arhidiacon Chiriluță Bogdan, care a contribuit ca această conferință să aibă loc în mijlocul bisericii noastre. Mulțumim tuturor consilierilor noștri, consiliului nostru parochial, care de fiecare dată sunt alături de noi și pentru realizarea acestui eveniment au fost alături de noi cu timp și fără timp. Mulțumim tuturor celor care s-au invitat pentru desfășurarea acestui eveniment. Mulțumim dumneavoastră, credincioșilor, care ați lăsat grijile Duhului și ați căutat fericirea de sufletului. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la fiecare slujbe și vă așteptăm la fiecare slujbe în continuare. Și dacă
Această frumoasă conferință a început cu rugăciune, ar fi frumos să terminăm tot cu rugăciune. O rugăciune specifică acestui post, postului mare, și anume rugăciunea Sfântului Evrențiu. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al găinii de șerp, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi mie slujii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat și preaslăvit ești în vecii vecilor. Amin. Mulțumim tuturor pentru răbdarea pe care ați avut-o, pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Și din partea credincioșilor noștri, gazdelor dumneavoastră, o să primiți un pahar de ceai cald, așa cum se obișnuiește după fiecare Sfântă Liturghie. O să primiți în această seară un pahar de ceai cald, să vă încălziți sufletele, mai ales cei care ați răbdat și ați stat în afara Bisericii. Fie ca Bunul Dumnezeu să vă numere și către Sfânta Biserică și să vă răsplătească această trudă. Mulțumim! Ce vreau să vă spun, nu mai mulțumim nimănui, s-a mulțumit și la toată lumea, deși ar trebui să mulțumim și Institutul acolo cu misiunea biblică. Pentru că vrem să ducem mai departe din bucuria aceasta și din liniște pe care am simțit-o alături de părintele profesor, o fărâmă din această bucurie, ar zice, nu mică, se află și în scrierile părintelui. Afară găsiți un bucovinean de suflet, Romeu Petrașciu, care spunea părintele, care vă poate pune la dispoziție din scrierile părintelui, dacă aveți drag, ca să duceți mai departe această bucurie. Dumnezeu să ne ajute tuturor și să sperăm că vom mai putea să-L aducem de Părintele în mijlocul nostru. Vrei așa că a fost teatru și? Da! Vă mulțumim! Facem o privegere!